Ucraina a distrus cele mai pregătite unități militare ale Rusiei care luptă în orașul Bahmut din regiunea Donetsk. Anunțul a fost făcut de comandantul forțelor terestre ucrainene în timpul unei vizite în această localitate pe care armata rusă încearcă să o ocupe de 10 luni. Generalul Alexandru Sirski a spus că pe fondul unor bătălii aprige, unitățile ucrainene au împins forțele ruse de pe unele poziții din Bahmut, oraș ocupat în mare parte de trupele de mercenari din grupul privat Wagner. Продовжим попри всі прогнози ради тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищити інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам і ми готуємося самі до подальших дій. În ultimele două luni, trupele de mercenari ruși Wagner au ocupat cea mai mare parte a orașului Bahmut, însă mai bine de o săptămână nu mai avansează. Proprietarul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, continuă să acuze ministerul rus al apărării că nu-i oferă suficiente muniții de artilerie pentru a înainta spre vestul localității, unde se află forțele ucrainene. Prigojin a avertizat că dacă mercenarii săi nu vor primi în scurt timp cantitatea de obuze solicitată, întregul grup Wagner se va retrage organizat din Bahmut, ceea ce, în opinia lui, ar oferi condiții prielnice armatei ucrainene să străpungă apărarea rușilor din Donbas. Noi, CVK Wagner, noi patrioti, și noi vom ieși în Bahmut, până când avem ultimul patron. Dar acești patroni au rămas deja nu la nedele, ci la zile. Și de aceea, dacă deficitul de boepase nu va fi acoperit, atunci vom fi nevoiți, în organizat ordin, ca să nu bieșim ca trusливe crise potom. Либо выходить, либо остаться погибать. Dezvăluirile privind criza de muniție ale forțelor ruse din Bahmut sunt făcute pe fondul pregătirilor armatei ucrainene pentru o ofensivă majoră menită să ducă la eliberarea teritoriilor ocupate cu ajutorul armamentului oferit de aliații NATO. Potrivit serviciilor americane de informații, în ultimele 5 luni, armata rusă a pierdut pe front aproximativ 100.000 de soldați, 20.000 dintre ei ar fi murit și 80.000 ar fi fost răniți.